Dacă sunteți victima violenței în familie, cereți ajutorul poliției. Solicitați aplicarea măsurilor de protecție, ordinul de restricție de urgență, eliberat imediat de către polițist, sau ordonanța de protecție, eliberată de către instanța de judecat în decurs de 24 de ore. Adresați-vă unui medic legist pentru constatarea medico-legală a gravității vătămărilor corporale. Dacă pericolul violenței apare acasă, încercați să ajungeți la apropierea unei uși sau ferestre care duce afară. Planificați din avans o cale de evacuare. Evitați sau părăsiți locurile unde se pot afla arme sau alte obiecte care pot pune în pericol viața și sănătatea dumneavoastră. Evitați discuțiile aprinse în încăperi fără careva căi de evacuare, cum ar fi baia, bucătăria, garaj sau alte încăperi de acest gen. Alegeți un cuvânt cod sau un semnal care să fie cunoscut de copiii dumneavoastră, vecinii sau persoana apropiată, pentru ca să înțeleagă că e nevoie să contacteze 902. Țineți la îndemână o geantă cu cele mai importante lucruri de care veți avea nevoie, actele de identitate a dumneavoastră și a copiilor, bani, lucruri de strictă necesitate. Atenție! În caz că pericolul este iminent, nu ezitați să părăsiți imediat încăperea, chiar fără a lua strictul necesar. În orice situație posibilă, apelați imediat poliția. Este bine să știți că există organizații care vă pot acorda sprijin. Asistență juridică, psihologică, medicală, socială și adăpost temporar. Serviciile sunt confidențiale și gratuite.